ziua! Bună ziua! Cine este Hanner și ce proiecte are în portofoliu? Hanner este un dezvoltator imobiliar, prezent în România de acum 12 ani, cu experiență internațională de 20 de ani. În România suntem deja la al treilea proiect. Primele două proiecte s-au numit City Center Residence și Carlo Park Residence. Cel de-al treilea, care le executăm în momentul de față, se cheamă The Park. Este situat lângă Parcul Tineretului și are 480 de apartamente. Construcția se face etapizat. Am construit un singur bloc în 2014, finalizat, deja livrat, aproape vândut în întregime, peste 90% ceva de genul. Urmează celelalte trei blocuri ale proiectului, care însumează undeva la aproape 400 de apartamente. Anul acesta o să livrăm în jur la 130 de apartamente. Ce întrebări tehnice vin clienții interesați de achiziționarea unei locuințe? În principal, clienții sunt interesați de costurile mici de întreținere care le pot avea după ce achiziționează un apartament. Și anume, cât costă încălzirea, practic, și cât sunt costurile cu facility management-ul, ceea ce face dezvoltatorul sau ceea ce a făcut dezvoltatorul ca să prezerveze șantierul. Că ulterior, practic, spații verzi, casa scării, iluminat, curățenie, așa mai departe. Astea sunt principalele probleme tehnice cu care ne confruntăm, practic, ce am făcut ca să reducem costurile de întreținere. Și care sunt, mai exact, materialele pe care le folosiți pentru o reducere a costurilor de întreținere? Discuția este destul de amplă din punctul acesta de vedere. Practic, am plecat de la ideea de a avea un proiect destul de eficient din punct de vedere energetic și am folosit materiale de ultimă generație și de renume foarte bun, de reputație foarte bună. Spre exemplu, noi folosim termosistem de vată minerală de 12 cm, tâmplărie de aluminiu Tripan Shuko, folosim zidărie termoizolantă Itong și lista continuă. Suntem, să zic așa, unul dintre dezvoltatorii care investim mai mult practic, dar culegem beneficiile pe termen lung, pentru că vrem să ne facem o reputație. V-am spus, în România suntem de 12 ani, la al treilea proiect, vrem să mai construim în continuare. Avem un proiect pe care deja am pus ochii și intenționăm să ne apucăm, să zic, într-un an, doi, depinde și cum va evolua piața. Alt proiect în afară de cel care îl dezvoltăm în momentul de față. Ce credeți că ar trebui schimbat la piața imobiliară din România? Sunt foarte mult de discutat pe acest subiect. Depinde din ce perspective, din perspectiva dezvoltatorilor, din perspectiva cumpărătorilor. În primul rând, trebuie să existe o educare a clientului. Clientul trebuie să înțeleagă pe ce dă banii. Nu trebuie să cheltuiască banii pe proprietate, trebuie să investească într-o proprietate. Până acum, dezvoltatorii nu s-au axat pe ideea de a educa clientul, adică de a-i arăta, uite, doamne, am folosit niște materiale bune, niște echipamente bune, ca să-ți reducă costul la sfârșitul lunii de întreținere, ca să plătești mai puțin, ca să poți să fii mai fericit. Asta este un aspect. Sunt foarte multe, să zic, detalii pe care le putem discuta în interviu, nu știu dacă este de ajuns. Mulțumim. Asta facem noi, cel puțin. Mulțumim și un succes. Mulțumesc la fel. Mulțumim.